Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a oferit detalii pentru dumbrăvița.tv.ro despre lărgirea la 4 benzi a drumului județean 691. Este vorba în primul rând de porțiunea de la intrarea în comuna Dumbrăvița dinspre municipiul Timișoara, adică de pe strada Constructorilor până la sensul giratoriu, strada Veneția, sector neprevăzut în proiectul de extindere a drumului pe fonduri europene de la autostrada A1 până la Timișoara, prin Giarmata și Dumbrăvița. Lucrările au demarat la începutul săptămânii și se preconizează a fi terminate în cel mult 18 zile. Am dat ordinul de începere a lucrărilor, ținând cont că vremea este de partea noastră și se poate lucra. E vorba de tronsonul de cei 115 metri, cu o valoare de aproximativ 300.000 de lei, care repede o rezolvăm. Singura problemă delicată acolo e doar de utilități și conexiunile privind rețeaua de comunicații de a fi mutate, dar nu ne împiedică de a rezolva această problemă, pentru că chiar dacă discutăm de o distanță foarte scurtă, dar creează foarte multe dificultăți în trafic, ținând cont că creează un mare blocaj între Timișoara și Dumbrăvița. La momentul realizării acestui tronson la 4 benzi, cred că traficul se va decongestiona în acea zonă și, bineînțeles, sunt ferm convins că la momentul implementării proiectului pe fonduri europene cu 4 benzi de la sensul giratoriu și până la accesul la autostradă, proiect care sper că în toamna acestui an să și intrăm în lucrări în etapa 1 de la autostradă până la centură și etapa 2 de la centură până la sensul giratoriu până în Dumbrăvița, vom rezolva toată situația din punct de vedere a traficului în Dumbrăvița.